Bună ziua tuturor! Împreună cu Consiliile Elevilor am avut o campanie de donații pentru copiii de la Spitalul Sfânta Maria. Colindătorii care urmează vor merge și la spital și vor colinda și pe copii. Aș vrea să vă mulțumesc, fără ajutorul vostru nu ar fi fost posibil. Am făcut 40 de pachete pentru ei și cu ocazia asta mergem să le transmitem o mică parte din bucuria Crăciunului. Sărbători fericite tuturor, călduroase și un an nou cât mai bun. Vă mulțumesc! Un grup vocal format din clasele a 9A și a 9E vor interpreta colindele Noapte de Vis, Obra Frumos, Joy to the World, Deschide Ușa Creștine. La pian avem pe Daniel Gospodaru și Sergiu Simiciuc de la clasa 9A. Îndrumător, profesor Popel Irina. Oh,
Succes, interpretată de grupul de voluntariat Impact. În următor, doamna profesor Ciprian Cristina. Grupul Impact aparține organizației Noi Orizontul, ce are în deosebire ale țării 150 de grupuri. Tinerii care participă la Grupul Impact învață să identifice problemele din comunitatea lor și să scrie și să implementeze proiecte strategice și comunitare ce duc la rezolvarea acestor probleme. În primul semestru am avut ca scop întărirea comunității noastre și implicarea noilor membri, dintre care sunt și eu. Am confecționat focuși, cum cred cum aceasta, și am organizat un concurs cu numele o poveste de succes. Câștigătoarea acestui concurs este colega mea, Andreea Gioca, și care vă va citi compunerea ei. Sunt multe feluri în care poți defini succesul, de aceea voi încerca să-ți prezint o întâmplare. Eram în 13 ani, o iarnă grea, stăpânea orașul. Ora 23:10, într-un bar de la marginea orașului, la Peșghea, un om își bea amarul. Pierduse tot, casa, prietenii, familia, mania lui pentru avere l-a adus așa. În fiecare zi, jocurile de noroc îl îndepărtau în viață, îndreptându-l spre pierdanii. Era un om în soarea vârstă. Avea o familie, doi copii și o soție minunată. Vreau cu toți într-o casă perfectă, în centrul orașului. Nu îi lipsea nimic, dar dorința pentru mai mult îl lua totul. Acum striga de obicei era singura lui liniere. Afundat în gânduri, să-l dea încetul prin pahar. Înscățit slab, în barul pustiu, îl făcuse de sare. Acum se concentra la ușă. Vrea un om în vârstă, figurat. Bărbatul se așeză lângă el și-a prinse țigara. Îl privi pe om lângă el. Negat în amărăciune. Ușor, ușor începe o discuție. Acum, povestea pierzătorului, Dei, era împărtășită cu nouă tovarăși. Acestea acceptă și el serviciul, deoarece își amintea de el în tinerețe. Pasiunea în jocuri era comună. După un pahar, am de plecare spre casă noului amic. Dei, descoperit, în noua locuință, a de la sfârșitări, în creier de domeniu. Află că nouă prieteni, Miriam, ce trebuie un scriitor. Au zis o viață foarte aventuroasă și plin de peripeții. Cei doi povestiră toată noaptea. Pe dimineață, Miriam s-a trezit în cameră. Lui Dei și-au mers amândoi la culcare. Dei s-a trezit primul și se duse la biblioteca. Citi mult de zi, dar zborul de poezie l-a atras cel mai mult. Îl văd și-l citi. Era al nouălea amic. Era uimitor. În timp ce acesta stăbea cartea, Miriam intră în cameră și-l văzut pe Dei. Se așeză în fața lui și-l privi. A discutat mult pe tema acelui poezii până seara târziu. Următoarele zile, Will a primit pe prietenul său pentru o perioadă mai lungă la era casă. Au discutat despre poezii și proză, astfel, Dei, încet încet, s-a apucat și el de scris. A descoperit un număr nou și extraordinar, unde barierele imaginației sunt deschise. Avea un talent ascuns, dar cu ajutorul lui William a putut să-l găsească. Mai mult chiar, a început să scrie romane și volume de poezii pe care le-a publicat. A urmat o perioadă nouă, mai bună și de succes pentru ei. A avut bani necesari pentru un apartament la periferie. Au trecut 2-3 ani, dar când acesta s-a lansat, a primit un telefon într-o amiază și a fost anunțat că unul prieten a murit în acea dimineață. A pus semnul în pat. Primele cuvinte a fost despre bunul amic, îi lăsăm totul moștenire. Dev avea sentimente de bucurie și tristețe amestecate. Nu știa dacă succesul îi venise de la sine, din efortul lui sau ca urmare a încrederii care se acordase. Vă știți? Ceea ce, îndrumat de Ilaș Carmen, va interpreta colindul Shake Up Christmas.